Доброе утро! Доброе утро! Мы сегодня пришли с георгиевской ленточкой на праздник. Несмотря на то, что власти Республики Молдова как бы запрещали, что вы думаете по этому? Ну, что я думаю? Ущемлять мои права, я считаю, даже властям нашим, как бы не к лицу. Представители властей издают законы, которые противоречат нам. Как я могу? Во-первых, а во-вторых, то, что они с политической точки зрения принимают какие-то решения, которые тоже не согласовывают с нами. În aceste momente la Comrat, coloana de coloana care marchează aici victoria împotriva Germaniei naziste se îndreaptă dinspre primărie către clădirea Consiliului Local, acolo unde este un memorial la care se va petrece ceremonia de depunere a florilor. Ați văzut și mai devreme, cum mai multe persoane au venit totuși la această manifestație cu panglica Sfântul Gheorghe, interzisă de către autoritățile de la Chișinău, de către Guvernul Republicii Moldova și Parlament. Adunarea populară de la Comrat de aici, ieri seara, în proședință extraordinară, aproape de mezul nopții, au permis totuși, printr-o decizie locală, ca oamenii să vină de 9 mai, să poată veni de 9 mai aici la manifestațiile dedicate victoriei împotriva Germaniei naziste din timpul celui de-al doilea război mondial, să vină cu panglica Sfântului Gheorghe. Decizia de aseară a fost luată după ce Curtea de Apel Comrat a anulat o altă decizie locală de aici, potrivit căreia panglica Sfântul Gheorghe era permisă pe teritoriul autonomiei găgăuze, în ciuda interdicțiilor luate la nivel de Parlament la Chișinău. Deocamdată nu am văzut ca poliția să se apropie de cei care poartă panglica Sfântului Gheorghe ca să-i atenționeze sau să îi avertizeze că purtarea ei este ilegală. Deci evenimentul este supravegheat atât de carabineri cât și de polițiști. Totuși, majoritatea oamenilor au ales să vină cu flori astăzi, nu neapărat să poarte panglica Sfântului Gheorghe.
Am văzut consilieri locali, membri ai adunării populare, care au purtat în mod demonstrativ această panglică și au încurajat oamenii să vină cu ea. Vom încheia această transmisiune live de aici, de la Combrat, unde, după cum am zis, are loc marcarea împlinirii celor 77 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste din cel de-al doilea război mondial. După cum am spus și mai devreme, la această manifestație au venit mai mulți oameni cu panglica Sfântului Gheorghe, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău și-au motivat această decizie prin faptul că ar fi unul dintre simbolurile care promovează agresiunea și invazia Rusiei în Ucraina. Încheiem această transmisiune live de aici. Urmăriți pagina Europei Libere și în continuare, pentru că vor fi reportaje și relatări de la alte evenimente, la fel, care sunt dedicate victoriei împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial.